Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Ioana Bruștean sunt eu, mă bucur să fim din nou împreună. Invitata mea de astăzi este doamna profesor dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie, expert fondator și coordonator al EndoMedicare Academy, un centru de excelență în diagnosticarea, tratamentul și chirurgia minim invazivă a endometriozei. Doamna profesor, Bun. mulțumesc Bun. tare mult că suntem împreună! Mulțumesc și eu pentru invitație, și este o plăcere să ne revedem și să discutăm, a zice, despre un subiect extrem de important. Important și care rămâne în actualitate. A trecut aproximativ un an de la ultima noastră întâlnire și nu este întâmplător, pentru că, iată, ne apropiem de intrarea în luna martie, o lună în care, la nivel mondial, se muncește, se insistă pe conștientizarea asupra endometriozei și este și un nume de cod aici, uh, endomarci. Endomarch. Endomarch. Și mă gândesc că poate lumea s-ar putea întreba de ce așa o amvergură, de ce așa o amploare la nivelul întregii lumi să vrei să uh, uh, comunici și să faci oamenii să înțeleagă ce este această boală. Iar explicația mea de nespecialist este aceea că deși pare poate simplă, este foarte cu urmări, foarte urâte, invalidante, deși uneori este alintată cu un nume ca boala curcubeu, de fapt ea vine cu o suită întreagă, cu un alai de suferințe și de durere, așa Oam că de durere cu multe simptome. Eu zic că endomarci, prin conștientizarea endometriozei, atât la nivel național cât și la nivel internațional, a făcut un lucru foarte bun pentru că a adus în atenția specialiștilor și a pacientelor. Foarte multe paciente cu endometrioză, practic, încep să-și ridice ele singure semne de alarmă că simptomele lor ar fii sugestive pentru endometrioză. Vă spuneam, am făcut un lucru foarte bun, a învățat într-un fel specialiștii și a împins să înțeleagă mult mai bine boala și acești primi pași întotdeauna în fiecare țară au fost făcuți de pionierii în diagnosticul și tratamentul endometriozei și aici pot să spun că în România Uh, am un uh, o contribuție importantă atât uh, ca fondatoare a societății este Europene de Endometrioză Societate Științifică, care an de an s-a adresat colegilor noștri uh, pentru a veni în întâmpinarea lor uh, în ceea ce privește cunoștințele în diagnosticul și tratamentul endometriozei, cât și prin manifestările pe care le-am făcut pentru paciente și am venit în sprijinul educației pacientelor în ceea ce privește endometrioza. Același lucru s-a întâmplat în fiecare țară, alte țări, bineînțeles, au pornit mai devreme, însă nici noi nu uh, am întârziat foarte mult, astfel că endometrioza, într-adevăr, a ajuns să fie discutată ca boală, uh, inclusiv în Parlamentul Europei. Și s-a pus problema că este o boală care afectează femeile la vârstă fertilă, afectează fertilitatea, natalitatea în foarte multe țări civilizate este scăzută și atunci trebuie să facem ceva. Pe lângă acest lucru a mai venit cu un beneficiu, a venit cu beneficiu și necesitatea de a se implementa programe, programe naționale și acest lucru s-a întâmplat și în alte țări europene și se încearcă și în alte țări să se facă, iar noi în România pot să spun că am avut posibilitatea să creăm acest program național alături de colegii mei care sunt în forțele de conducere a Societății de Obstetrică-Ginecologie și ale Comisiei de Obstetrică-Ginecologie am creat un program național pentru pacientele cu endometrioză intestinală. Asta uh. este cumva noutatea momentului, să spunem așa, undeva uh, spre sfârșitul lunii ianuarie se întâmplă da, acest programul lucru. programul a fost aprobat de anul trecut. Bineînțeles că au trebuit că de făcut norme de aplicare, dar iată că în final femeile pot să beneficieze de acest program uh, și pot să beneficieze de aceste intervenții complicate uh, pentru, uh, bineînțeles, în centrele care au experiență uh, cu tratamentul endometriozei uh, și cazurilor complexe de endometrioză a endometriozei intestinale, pentru că acest program se adresează numai intervențiilor care se realizează minim-invaziv, adică fără tetură clasică pe burtă, pentru că aceste uh, intervenții presupun anumite uh, instrumente, anumite device-uri care sunt mai scumpe, uh, dar beneficiul pacientei este indiscutabil, pentru că uh, pacienta, uh, după intervenție, se poate plimba, se poate mișca, nefiind o intervenție clasică este indiscutabil Cu totul altceva. și cu totul altceva. Nu este, nu este de mirare că toate țările încearcă să își creeze aceste programe naționale, că există această deschidere și acest interes până la Parlamentul European, de care pomeneați mai devreme, atâta vreme cât, așa cum citeam, o femeie din 10 la nivel european este afectată de această boală. Nu știu exact cum arată cifrele în România, dar bănuiesc că trebuie să fim tot pe acolo. Prevalența e la fel. În toată lumea uh, și iată că este o prevalență ridicată. Sigur, există mai multe grade, mai multe uh, stadii de endometrioză. Ea uh, are diverse grade de uh, complexitate, uh, însă este foarte important că uh, în uh, momentul în care este răspândită mult în pelvis, poate să afecteze fertilitatea, și atunci costurile pe care le implică pentru societate o astfel de pacientă, gândiți-vă absenteismul de la locul de muncă datorită durerii, costurile pe care le implică tratamentele de infertilitate, concediile medicale aferete, toate acestea sunt niște costuri pe care, care au fost discutate în Parlamentul Europei și costurile intervențiilor complexe la fel pentru că cu cât e o intervenție mai complexă, cu cât necesită tehnologie în mai, înaltă pentru a fi realizată, cu atât este mai scumpă și Evident. asta este realitatea și se încearcă. Peste tot să vină în sprijinul acestor paciente. Mă gândesc că dacă lucrurile se vor desfășura și se vor duce în această direcție, atunci probabil că o să asistăm și la o altă schimbare de numere, ca să spun așa. Înțeleg că acum, de foarte multe ori, endometrioza este diagnosticată foarte târziu. Că diagnosticul poate să întârzie, nu știu, până la ani de zile, dacă nu odată dacă pacienta nu se prezintă la medic, dacă poate medicul nu găsește direct cauza și atunci, sigur, tratamentul va fi mult mai complicat după ani de zile, toate lucrurile se e adevărat, agravează. Există, cel puțin așa ne informează datele statistice din literatură, un delay de șapte ani între momentul debutului simptomelor până la diagnostic. Pare da. imens. Pare imens. Uh, însă de aici și poate foarte multe uh, știu eu uh, nume care i s-au dat endometriozei chiar uh, boala cu o mie de fețe tocmai pentru că de la diagnostic până la tratament până la management terapeutic implică anumite uh, cunoștințe ale medicului simptomele nu sunt toate la fel Uh, nu sunt cu aceeași intensitate și atunci nu sugerează întotdeauna diagnosticul și de cele mai multe ori diagnosticul se pune când apare un chist endometriozic însă acesta poate să apară mult prea târziu când boala este mult prea răspândită în pelvis și de cele mai multe ori cam ăsta este uh, modelul mai există un model în care uh, frecvent apare poate să apară chistul endometriozic pe partea dreaptă Uh, și atunci nu se asociază cu aceeași întindere a leziunilor de endometrioză, însă acestea sunt cazurile mai rare. Cele mai frecvente cazuri sunt leziunile întinse de endometrioză profundă, în care chistul endometriozic apare mult prea târziu. Uh, pentru momentul diagnosticului. Apropo de faptul că nu este diagnosticată de multe ori suficient de devreme, este adevărat că se întâmplă să nu fie diagnosticată deloc, adică să se facă greșeli, uh, cum am citit, că se mai întâmplă ca unii medici să-și trimită pacientele la psiholog, că e o durere imaginară, de fapt? Uh, da, pentru că dacă uh, localizarea ei nu este la nivelul ovarului, unde foarte ușor o vezi ecografic, prin ecografie transvaginală, și are alte localizări, din pelvis și nu ești obișnuit să, o, să le identifici la examenul clinic și la ecografia transvaginală, atunci asigur îți pui problema că dacă n-ai găsit cauza simptomelor, nu există, <laughs> dar iarăși revin la ce înseamnă conștientizarea și să tot spui despre o anumită patologie și ce reprezintă ea. Pot să spun că uh, colegii deja uh, știu că, bun, n-am găsit eu o cauză, dar asta nu înseamnă că nu există. Uh, pot să trimit la cineva care are poate alt grad de expertiză sau să trimit la o investigație imagistică mult mai sofisticată și să găsesc uh, cauza simptomelor pacientelor. Adică lucrurile acestea de a trimite pacienta la psiholog sau a pune diagnosticul de anexită sau a trimit-o la gastroenterolog se întâmplă din fericire din ce în ce mai rar. Doamne, ajută, asta este, asta este o vestă foarte bună. Cred că tratamentul endometriozei trebuie să implice echipă pluridisciplinară. Mă gândesc, după cum arată lucrurile. În momentul în care afectează organele, alte organe decât cele genitale din pelvis sau poate că alte organe intraabdominale sau poate ajunge la nivelul toracelui, sigur că atunci, da, într-adevăr, Implică echipe multidisciplinare pentru rezolvarea cazului sau măcar un psiholog asociat. Că... Obligatoriu, pentru că uh, psihologul asociat uh, trebuie să vină în întâmpinarea și în ajutorul femeii să o ajute să treacă peste momentul actului chirurgical, pentru că vorbim de o femeie cu mulți ani de suferință, ceea ce nu este ușor, creierul are o anumită plasticitate iar centrul durerii și centrul emoțional pot să se dezvolte mult mai uh, mult la o pacientă care suferă de dureri cronice și atunci este mult mai sensibilă la uh, orice stimul dureros și psihologul este un ajutor în uh, și un membru important al echipei. Iar uh, un centru de endometrioză trebuie să aibă specialiști din mai multe uh, specialități conexe care pot interveni la momentul oportun și să fie pregătiți să intervină la momentul oportun. Și aici insist uh, asupra echipelor sudate care fac toate lucrurile să meargă foarte lină în ceea ce privește, de la diagnostic până la uh, tratamentul pacientei, în așa fel încât lucrurile să se desfășoare repede și bine pentru pacientă. Centrele specializate sau supra-specializate, exact, exact în acest lucru. Exact. Uh, soluțiile de terapie în cadrul uh, acestui diagnostic. Presupunând că diagnosticul este stabilit suficient de devreme, situația încă nu este foarte complicată, foarte gravă, bănuiesc că începe uh, medicamentos. Sau se uh, încearcă varianta aceasta? Nu, nu întotdeauna. Nu neapărat. Nu. Și tocmai aici intervine un alt uh, moment în care își spune cuvântul experiența uh, ginecologului. Pentru că în funcție de cât de întinsă este boala, în funcție de vârsta pacientei, în funcție de ce își dorește ea să rămână sau nu însărcinată pe termen lung sau scurt, de simptomele asociate. Dacă leziunile de endometrioză profundă sunt obstructive pentru organele din jur, deci toate acești, toți acești factori trebuie luați în considerare în momentul în care prescrii uh -huh. și uh, faci un management terapeutic. Pentru că, în primul rând, în endometrioză tratamentul nu este doar al momentului. Este un tratament de pe termen lung, pacienta trebuie urmărită ani de zile și sfătuită tot timpul, iar tot timpul tratamentul trebuie nuanțat. Nu e același tratament. Vine și cea, își ia aceeași rețetă tot timp. E o colaborare continuă exact, cu medicul specialist. Exact. Iar uh, vă spuneam că metoda terapeutică se alege în funcție de toți acești factori. De ce? Pentru că tratamentul medical poate să amelioreze 60 la, în 60% din cazuri simptomele, dar pentru leziunile de endometrioză profundă care sunt extinse în pelvis, uh, nu avem o garanție, nu numai că nu le, că le face să regreseze sau că le ține pe loc, aceste leziuni pot să și progreseze cu tot tratamentul medical okay. pe care îl prescrii pacientei și atunci trebuie să știi foarte bine cum urmărești pacienta și cum o sfătuiești, pentru că de la, știu, niște leziuni care sunt lateral de uter de endometrioză profundă care nu sunt obstructive îi dai tratament hormonal, spre exemplu, iar peste un an constați că acestea au evoluat, au uh, făcut obstrucție ureterală și-au afectat încet încet funcția renală. Este foarte important să evaluezi bine cazul. Și pacienta la rândul ei să știe foarte clar că e o colaborare pe termen da. lung și că odată ajunsă la medic nu este suficient. Va trebui să se întoarcă și să revină exact. astfel încât, cum spuneați noastră, să nu anseze tratamentul. Și aici iar vă spuneam că e important activitatea centrelor de endometrioză să fie evaluată și să aibă certificări pentru ceea ce fac, pentru că tu poți să consideri că activitatea ta este extraordinară, dar nu este așa. Știți că în orice unitate trebuie un audit intern în care tu te evaluezi ca activitate, dar și un audit extern care să-ți spună dacă faci bine ceea ce exact faci. Exact unde te situezi. Exact. Da. Asta fac certificările internaționale care sunt ale asociațiilor științifice care îți spun faci bine sau nu. Pentru că există niște criterii. Și revenind la urmărirea pacientei atunci când ești evaluat ca și activitate, îți sunt evaluate inclusiv consultațiile și modul în care consiliezi pacienta mm -hmm. pe termen lung. Rezultatele pe care le ai în ceea ce privește fertilitatea. Deci, toate aceste lucruri sunt evaluate și uh, puse în niște tabele care îți dau un niște procentaje, dacă nu te încadrezi în ele, atunci activitatea nu este... Nu mai ești un centru, centru de excelență. Exact. Spuneți-mi, sau spuneți-ne, doamna profesor, ce presupune și ce înseamnă exact această chirurgie minim invazivă pe care dumneavoastră o faceți în cazul acestui diagnostic de endometrioză ce înseamnă ea pentru pacientă? Ce beneficii îi aduce și care este exact mersul acolo? Chirurgia minim invazivă înseamnă o chirurgie prin care uh, nu faci o tăietură clasică mare pe abdomen, ci prin niște incizii mici, și introduci instrumente cu care de maxim un centimetru cu care lucrezi și poți să realizezi uh, intervenții nu minim invazie, intervenții complexe, sunt intervenții extensive, sunt intervenții uh, asemănătoare cu cele din uh, uh, oncologie, deci din uh, patologia uh, oncologică, însă faptul că se realizează fără tăietura clasică a abdomenului cu instrumente extrem de delicate uh, care normal și mișcările trebuie să fie la fel de Delicate față de țesuturi. Aici vine uh, arta chirurgului. Da, și uh, aici uh, vine și rezultatul, în ceea ce privește beneficiul pacientei, recuperarea rapidă. Se dă repede jos din pat, își repede tranzitul, uh, mănâncă, uh, socializează repede. Este cu totul alt confort psihic, în primul uh -huh. rând. Îți dă altă forță psihică pentru recuperare. Dar chirurgia minim invazivă e un avantaj extraordinar și pentru chirurg. Pentru că dacă mă întrebați, trecând prin toate tipurile de chirurgie, de la chirurgie clasică, vaginală, la paroscopică și robotică, în ceea ce privește endometrioza, consider că chirurgia minim invazivă a învățat ea însăși chirurgul despre această boală. Ne-a ajutat să ajungem în pelvis, în spații în care în chirurgia deschisă, sigur ajungeai dar nu, nu le-ai văzut niciodată la fel de bine cum le vezi prin chirurgie minim invazivă unde cu camera care îți și mărește, îți oferă o, o vizibilitate foarte bună că vorbim de la paroscopie, sigur că vorbim de robotică altă tehnologie, video, dar este un avantaj indiscutabil care uh, i s-a adus uh, chirurgului uh, în ceea ce privește endometrioza. Uh, și mai mult decât atât, uh, pot să spun și asta trebuie să fie un mesaj pentru paciente. Uh, chirurgia endometriozei este o chirurgie minim-invazivă. Uh, practic, 99% din cazuri se pot realiza prin chirurgie minim-invazivă, indiferent cât de extensivă și ce uh, segmente ale organelor pelvice sau abdominale trebuie excizate. Asta este o veste bună pentru paciente dată fiind recuperarea mai rapidă cu costuri fizice mult mai reduse și psihice probabil că Bine până înțeles. la urmă și stresul și durerea și când emoția când mai plaga este sigur un alt impact psihologic față de patru incizi de sub un centimetru. Sigur că da. Apropo de impact psihologic oare la ora aceasta mai există partea aceasta a problemelor emoționale pentru femeile care suferă de endometrioză, cu partenerii, cu angajatorii, mai există uh, marginalizare, stigmatizare, uh, mai. Sigur există, pentru că gândiți-vă din familie în momentul în care tot timpul uh, te doare ceva, ești nefericit, automat nici crezi un nu... climat în jurul tău, da, probabil. Nu foarte. Uh, prietenoși, um, poate oamenii te înțeleg o zi, două, trei, o lună, două, trei, dar la un moment dat nu mai înțeleg de ce uh, se întâmplă acest lucru, de ce în anumite momente ale lunii ești ineficient, uh, nu reacționezi atât de bine cu cei din jur. Uh, și ăsta este un alt semnal care uh, în Parlamentul Europei s-a atras uh, atenția că poate ar fi bine ca aceste paciente să beneficieze de uh, zile libere de la uh, muncă. Uh -huh pentru că într-adevăr să știți că sunt cazuri cu forme avansate de endometrioză a căror viață este pur și simplu invalidată de uh, simptomele pe care le prezintă uh, trebuie să după un anumit număr de ore să se întindă în pas sau pe o canapea pentru a își relua după aceea activitatea uh, este uh, panica că urmează o menstruație cu dureri Uh, pentru că rabzi o lună, două-trei, dar nu este o perioadă în care știi că se termină toată această perioadă și normal că dezvoltă anxietate, atacuri de panică pe lângă tratamentul hormonal care are și el efectul uh, psihologic uh, câteodată nedorit. Are potențialul această afecțiune, această boală să devină o problemă de sănătate publică? Apropo de infertilitate, la asta este, mă gândeam. Este o problemă de sănătate publică, numai dacă ne gândim că afectează una din 10 femei. Și sigur că um, mi-e greu să fac o evaluare corectă, mai ales că fiind centru de endometrioză sunt foarte multe cazuri care se adresează uh, centrului. Uh, însă pot să spun că eu cred că prevalența este în creștere. Poate sunt factorii de mediu, factorii epigenetici, sigur există undeva niște factori care trebuie să -i identificăm, însă putem să considerăm că este o problemă de sănătate națională, mai ales de sănătate publică, mai ales că, vă spuneam, natalitatea în țările dezvoltate este în scădere și în primul rând femeile și amână vârsta la care se procreze și aici se pun foarte multe probleme. Încep să apară tot felul de probleme de sănătate. Doamna profesor, cum arată o zi obișnuită pentru dumneavoastră. Mă gândesc la, așa, ascultând ceea ce dumneavoastră ne povestiți, câte lucruri trebuie să încapă acolo în cele 24 de ore ale unei zile obișnuite, mă gândeam pur și simplu că trebuie să fie o adevărată schemă de strategie și de ordonare a lucrurilor ca să reușiți să treceți prin toate. E adevărat, pentru că pe lângă activitatea medicală este activitatea didactică, sunt activitățile științifice cu conferințe, congrese, workshop-uri. Bineînțeles că începe la 6 dimineața și se termină la o oră. <laughs> <laughs> Însă este într-adevăr, cel puțin am încercat să mă organizez în așa fel încât să îmi fac lucrurile la timp și să le fac pe toate să-mi fac activitatea medicală, să încerc să îmi educ tânăra generație, să-mi fac activitatea către colegii tineri, cei mai tineri studenți, să pot să vin în sprijinul colegilor care vor, știu eu, să organizeze un curs pentru a învăța o anumită parte din acest, despre chirurgia minim invazivă, ori despre endometrioză să fiu lângă colegii tineri, să stau lângă ei și să le dau curaj atunci când trebuie să învețe să opereze, pentru că nu este important să te închizi așa într-un turn de film de în sală și să te crezi ce grozav ești tu. Trebuie să lași, nu numai neapărat să lași ceva după tine, o datorie publică să poată și cei care sunt în jurul tău să ajungă să facă ceea ce faci tu să te depășească dacă uh, pot. Uh, nu este decât un element de mândrie să-i vezi cum crezi sub ochii tăi și cum se dezvoltă, pentru că trebuie să vii în sprijinul uh, generațiilor viitoare și pacienților. Specialitățile chirurgicale sunt din ce în ce mai rar alese la rezidențiat ca specialitate. Pentru, pentru că, că sunt grele, probabil. Sunt grele și necesită multă renunțare, multe, multă muncă. Uh, și trebuie să-ți faci datoria pe cei măcar care și-au ales specialitățile astea să-i ajut să meargă mai departe. Să știți că mi-aduc aminte dintr-o discuție a noastră anterioară, inclusiv de faptul că sunteți, nu știu dacă obligat este verbul potrivit, să faceți gimnastică pentru orele foarte multe da. în care trebuie să stați foarte concentrată atunci când operați. Deci și asta trebuie să aibă loc. Este nu pot să i zic nici plăcere, e ca un medicament, e ca o obligație exact, pentru că stând în poziții fixe, trebuie, chirurgul poate v va mai spus consider că este ca un atlet. Trebuie să aibă rezistență fizică, psihică, dar dacă, știu eu, un atlet poate să uh, piardă, să n-aibă cea mai bună performanță la un uh, concurs, tu nu-ți permiți să ai o performanță slabă, pentru că asta costă foarte mult, în primul rând, omul pe care îl tratezi și atunci trebuie să te autoeduci din toate punctele de vedere fizic, psihic. Există o religie, a spune, a chirurgului, care trebuie respectată cu, cu strictețe și te împinge să te autoeduci în tot ceea ce faci, în așa fel încât să poți să uh, ajungi să faci performanță. Și tu și echipa ta din jur. Spre deosebire de atleți, chirurgii au de dat concursuri în fiecare zi și poate nu doar unul, ci mai multe. Da, da, e adevărat dar pe de altă parte este uh, și, -o, și o meserie care îți oferă satisfacții și o faci cu mare plăcere și nici nu ții cont de uh, poate micile dezavantaje care ți le aduce. Un singur lucru vreau să vă mai întreb, doamna profesor, cum vă doriți? să fie ziua de 31 martie și anul acesta și în general, apropo de endomarci. Cam cum ați vrea să vă regăsiți acolo, la finalul acestei luni, cu totul și cu totul speciale? Aș vrea, în primul rând, să putem organiza cât mai multe manifestări și, în special, pentru paciente și poate chiar. Cu pacientele alături că uh, acum nu mai avem barierele de uh, fizice putem să ne întâlnim pentru că inclusiv în perioada în care a fost pandemia, am făcut aceste uh, conferințe pentru paciente online uh -huh. și uh, să le oferim cât mai multe informații, atât eu, cât și colegii mei din echipă. Și în uh, felul acesta uh, dacă mai contribuim la conștientizarea, în plus la conștientizarea acestei boli către femei, către colegi, eu zic că ne-am atins obiectivul acestei luni. Vă doresc succes și toate cifrele acestea care acum sunt foarte sus și nu arată foarte bine, să se modifice în anii care vin și femeile să fie ceva mai conștiente, mai informate, mai curajoase de a ajunge la medic atunci când trebuie și mai sănătoase în final. Da, și pot să spun că, din punctul meu de vedere, pacientele cu endometrioză sunt, fac parte din categoria celor mai curajoase paciente, pentru că nu este ușor să înduri ani de suferință până să-ți găsești diagnosticul și de tânără să fie poate supusă intervențiilor chirurgicale repetate, însă acest lucru poți să le evite dacă conștientizează foarte bine boala și că momentul în care iau decizia tratamentului chirurgical, acela trebuie să fie, cum spunem noi în centrul nostru, one-stop-shop. Adică intervenția în care excizezi toate leziunile de endometrioză să-i cât se poate de mult riscul de recidivă. Doamnelor sau domnișoarelor dacă v-ați regăsit în această poveste, sper că ați reținut ceea ce era de reținut și să faceți în așa fel încât să aveți cât mai mare grijă de voi. Mulțumesc tare mult, doamnă profesor, pentru întâlnirea de astăzi, pentru tot ce ne-ați spus, pentru că sunteți aici aproape, de câte ori vă rugăm să ne explicați din Mulțumesc ceea ce se întâmplă. Mulțumesc o reală plăcere să stăm de vorbă și cred că în fel acesta aducem informații în plus uh, uh, femeilor. Asta este ceea ce, ce ne dorim. A fost astăzi alături de noi doamna profesor dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică ginecologie, expert fondator și uh, coordonator al centrului Endomedicare Academy, un centru de excelență în diagnosticul, tratamentul și chirurgia minim-invazivă a endometriozei. Ioana Brușten sunt eu, vă mulțumesc dacă ați stat alături de noi până la final, până data viitoare, aveți grijă, încă o dată, aveți grijă de voi să fiți neapărat sănătoase.